Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Ajungem acum alături de profesorul și de istoricul Ionuț Cojocaru, așa cum îmi place mie să-l prezint, unul dintre cei mai importanți, nu vreau să zic chiar singurul, specialist în probleme de turcologie. Seară bună, domnule profesor! Bună seara! Întâlnire interesantă a secretarului de stat Blinken în Turcia. Cum se vede din Turcia această vizită? Aș vrea să facem puțin apel la istorie, nu la o istorie foarte îndelungată, ci la o istorie recentă, și anume când a început conflictul pe 7 octombrie între Israel și Hamas. Secretarul de stat Blinken e deja la a treia vizită în Orientul Mijlociu și de-abia acum a ajuns la Ankara. Acest lucru nu i-a căzut bine președintelui Erdogan, lăsând Ankara printre ultimele state în care să sosească. Poziția Turciei este foarte cunoscută în acest conflict. Hamas nu este o organizație teroristă. Hamas luptă pentru eliberarea Palestinei și pentru înființarea unui stat palestinian. Hamas este o organizație musulmană. Hamas este în relație cu Ankara și cu Qatarul de foarte mult timp și susținut de acestea. Deci, în consecință, Turcia este alături de Hamas și de poporul palestinian și chiar a înghețat relațiile cu statul Israel, considerând că este un stat criminal care face un holocaust în Fâșia Gaza. Pe fondul acesta, secretarul de stat american a venit la Ankara, unde nu a fost primit nici de către ministrul de externe la aeroport și de viceguvernatorul provinciei Ankara, adică de un funcționar din zona respectivă. Mă iertați că vă întrerup, domnule Cojocaru. Știm că, în general, o astfel de vizită, mai ales la un nivel atât de înalt, este pregătită și hiperpregătită. Să ne gândim că nu știau ce vor găsi la fața locului americanii sau cum? Eu, din ce am citit în sursele turcești, Blinken și-a anunțat vizita, doar că i s-a spus că, în funcție de timpul președintelui Erdogan și al oficialului la Ankara, va fi primit. Nu i s-a dat un răspuns în sensul vei fi primit. Pe drumul de la aeroport, că seara a noptat la Ankara secretarul de stat american, au fost puse câteva postere cu Hamas ca secretarul de stat să le vadă. A doua zi la întâlnire a început destul de rece, pentru că Blinken până l-a salutat pe Hakan Fidan. Hakan Fidan este ministrul de externe turc, înainte a fost șeful serviciilor secrete din Turcia. Este o persoană care cred eu că e mult mai abilitată în domeniul serviciilor decât în domeniul diplomației. Vorbește greoi, citește, nu se exprimă fluent, dar cred că președintele Erdogan l-a pus ministrul de externe pe considerentul că e mult mai aproape de el decât fostul ministru de externe Çavuşoğlu și atunci se ocupă de acest lucru. Secretarul de stat Blinken, când a vrut să-l îmbrățișeze, discret l-a îndepărtat pe secretarul de stat. Asta a fost la prima întâlnire. A avut loc o discuție de aproximativ 3 ore, peste 2 ore jumate a fost discuția și, atenție, ce e important în momentul acela, în timp ce avea loc întâlnirea între Hakan Fidan, ministrul de externe turc, cu secretarul de stat american, președintele Recep Tayyip Erdogan a postat pe Twitter că se află într-un sat, Ayder, undeva în provincia Rize, unde ținuse o seară înainte un meeting în zona respectivă, spunând că se odihnește. Aceasta este cumva, dacă vreți, în ideea lui Erdogan, că nu există o dignă, există numai muncă și toate cele, este ca un mesaj pregătit, acest mesaj să-l dea lumii, în sensul că nu poate să-l primească pe secretarul de stat american și în același timp va uza de funcția sa, spunând că el este președinte și se poate întâlni cu președintele, este sub demnitatea sa să se întâlnească cu secretar de stat. De aceea s-a întâlnit secretarul de stat american cu ministrul de externe, cu omologul său, Hakan Fidan. Deci, în acest context, vizita lui Blinken a fost destul de interesantă, pentru că au vorbit de ceea ce se întâmplă în Gaza. Poziția Turciei este clară. Două state, unul palestinian și unul Israel. Da, interesant, domnule Cojocaru, și Statele Unite văd rezolvarea tot în direcția asta. Unde ar fi neconcordanța? Păi, în primul rând, e vorba de care teritoriu și de la ce vreme vrei acele două state. Cel din 1947, cel din 1967. În orice caz, în momentul de față, dacă Israel ar accepta această propunere, ar însemna ca Israelul să cedeze teritorii pe care le-a controlat și a investit în ele și le-a dezvoltat statului palestinian. În momentul acesta, în conflict, în contextul respectiv, eu cred că Israelul nu va accepta
discuția cu două state decât dacă ar fi în imposibilitatea să mai reziste în alte condiții, adică doar prin înfrângere. Și aici, bineînțeles că este o chestie de diplomație și Biden când a venit la Tel Aviv și Emmanuel Macron și Scholz și toți ceilalți susțin cele două state, dar nu vin cu un plan periodic, să spună în perioada acutare discutăm și în 2, 3, 5 luni vorbim de un deadline foarte clar, nu? Exact. De aceea toți din zonă sunt conștienți că acesta este doar un mesaj de a întempera lucrurile și nu unul real. Pentru cei cărora nu le este clar, domnule Cojocaru, în ce parte a Israelului, să ne închipuim așa pe hartă, că se află acele zone care ar trebui date palestinienilor, unde Israelul a făcut investiții? Păi din nordul Israelului, de la granița cu Libanul, este un teritoriu care vine, se unește cu fâșia Cisjordania și după aceea în sudul Cisjordaniei se unește cu fâșia Gaza. Ca da. Proporție față de cât este acum teritoriul Israelului, cât să fie această zonă de dispută? 10%, 20%? Practic tot teritoriul Israelului din momentul de față, grosomodo, ar trebui să fie undeva 50-50%. Ceea ce vă spun, nu cred că Israelul are cum să accepte acest lucru. De aceea această soluție cu două state nu cred că este viabilă atâta timp cât cei doi actori nu și-o doresc, amândoi. Și atunci vor fi conflicte în zona respectivă pentru că Palestina luptă pentru crearea unui ideal național, adică înființarea statului său, susținut mai mult sau mai puțin din umbră de statele arabe, musulmane, Iranul, turcice și așa mai departe, susținut de mișcări teroriste. Sau de dictatori precum Putin. Din câte am văzut până în momentul de față, Rusia nu s-a declarat de o parte sau de alta conflictului, ca să vorbim pe declarațiile respective, dar întotdeauna Rusia a avut relații pozitive cu lumea musulmană. Da, e foarte interesant acest moment, poate e bine să revenim asupra lui. În 1995, dacă nu greșesc, nu, Camp David, se discuta și se pare că era mai aproape ca întotdeauna atunci situația înfăptuirii celor două state. Aici este și, dacă vreți, un călcâia lui Ahile, în sensul că cineva are totdeauna grijă să nu se ajungă la niciun context favorabil pentru a fi liniște. Vă dau aici exemplu cu Arabia Saudită și cu Israel, care începuseră să-și normalizeze relațiile și cât de cât să înceapă să funcționeze. Era o perioadă de timp de câteva săptămâni până lucrurile acestea să devină evident. A început acest conflict, nu se mai poate pune problema de acest lucru. Începe conflictele respective cu Iranul pe de-o parte, cu Rusia, cu China. Uitați-vă în momentul de față că sunt navele chinezești în Marea Mediterană, sunt portavioanele Statelor Unite și din Marea Neagră avioanele rusești supraveghează zona respectivă și avioanele respective au și acele rachete care pot să ajungă în zona de acolo. Avem o Sirie și un Irak foarte fărămițate, cu foarte multe structuri dintre acestea care luptă fiecare pe considerente religioase. Și cred că este nevoie, din punctul meu de vedere, de o calmare. Dar vedeți că în momentul de față este foarte greu să găsești un mediator în statele respective care să nu fie de o parte sau de alta. Care stat să fie mediator și statul Israel și palestinienii să aibă încredere în el? S-a oferit Qatarul, dar Qatarul susține Hamasul. S-a oferit Erdogan, dar Erdogan a declarat că Israelul este stat criminal. Ori în aceste condiții, Statele Unite susțin Israelul. Care este actorul acela care să fie acceptat de ambele tabere și să îi pună la masă cumva să se întâmple, să se termine acest lucru? De partea cealaltă, Hamasul ține foarte strâns la acei ostatici, pentru că știu că este singurul lor bilet de salvare, pentru că dacă o state ce aceea izraelien n-ar mai fi în viață, practic Israelul ar intra și i-ar lichida definitiv. Deci e un tablou foarte complex. Liderii autoritari din Orient sunt animați de dorințe religioase și politice amestecate. Au lăsat deocamdată disensiunile dintre ei, pentru că Orientul Mijlociu este foarte fărămițat din punct de vedere. Iranienii se consideră diferiți și nu vor să fie într-un grup cu statele arabe și Turcia. Turcia se visează liderul lumii musulmane și așa mai departe. Pe arab nu întreabă nimeni. Deci în contextul acesta este foarte complicat tabla asta de șah, ca să putem să spunem că lucrurile merg într-o direcție în care să se oprească conflictul. Revin la acel nu periplu pe care l-a avut secretarul de stat Blinken. La un moment dat a ajuns și în Irak.
A La discutat Bagdad, și cu da. cei de acolo, la Bagdad, sigur, și aflăm aici, vă rog să ne explicați cum cei de la Bagdad s-au dus la Teheran, în Iran, să le spună, presupunem noi, ce s-a discutat cu secretarul de stat, dar Irakul cu Iranul erau ca șoarecele cu pisica. Păi da, Iranul are baze și în Irak. Iranul, într-un fel, ca într-o pânză de păianjen, și-a arătat influența în zona respectivă. Nu mai zic că dincolo de Irak și de Siria, cu care are acorduri foarte bune, pentru că vreau să subliniez aici un lucru. În ultima perioadă, Ankara, Teheran, Moscova au funcționat foarte bine. Relațiile din ultimii ani sunt admirabile dacă ne uităm din punctul lor de vedere. Adică au reușit să dezvolte, ați văzut, acele trilaterale, acele întâlniri, summit-uri cu miniștrii apărării și așa mai departe. Toate lucrurile astea i-au apropiat pe turci și iranieni, care înainte nu erau foarte apropiați de zona aceasta. Moscova are un rol foarte important atât în Turcia cât și în Iran. Și această alianță în care vine și China, pentru că Iranul are schimburi comerciale, acel acord de la Shanghai. Deci, practic, acea axă a răului pe care Statele Unite o denumesc așa, ea funcționează cumva. De aceea și Erdogan își permite să aibă acele accente, pentru că la un moment dat se bazează și pe zona respectivă. Adică dacă ne raportăm la politica externă a Turciei, ea nu are cum să pice în gol, pentru că în momentul de față este cu, dacă îmi permiteți o expresie mai neacademică, cu fundul în două luntri. Și practic aici nu ține neapărat de politica de la Ankara, care ea își vede interesele și de o parte și de alta, ci faptul dacă Occidentul la un moment dat poate să-i spună Turciei: ești cu noi sau nu mai ești cu noi? Pentru că, dincolo de toate acestea, Turcia este NATO. Turcia are cea mai echipată armată militară din Europa. Turcia este un pilon important și, practic, este poarta de stopare sau de intrare în Europa. Cum ați detecta o afirmație repetată de mai multe ori de Erdogan? Nu mai am ce discuta cu Netanyahu. A încercat să facă sau nu o diferență între guvernul Netanyahu și Israel? Ne-ar putea duce cu gândul că la o schimbare de guvern acolo ar putea să redeschidă un dialog? Cum ați traduce asta? Erdoğan a zis în felul următor: nu mai există pentru noi, este un criminal, l-am șters. Păstrăm legătura pe filiera serviciilor. Iată, deci nu a rupt total, asta vă întreb, cum să traducem asta? Nu a rupt total. În primul rând, tot ce vedem că se întâmplă în Gaza, acele atacuri, acele crime, că până la urmă când arunci rachetele acelea în Gaza și omori și oamenii vinovați, nu poți să le cataloghezi decât așa, sunt coordonate de factorul politic. Adică armata aceea israeliană nu merge de capul ei sau nu este un general care i s-a spus: du-te și vezi și tu cum să rezolvi cu conflictul acesta. Și ordinele vin de la Netanyahu. În consecință, pentru Erdoğan, a fost și o măsură populară, pentru că până la urmă nu cred eu că vrea să își pună în cap comunitatea evrească din întreaga lume sau Statele Unite, ci mai mult declarația a fost dată pentru un populism pe care îl menține în interior. Dar în același timp, ideea aceasta, hai să-l schimbăm pe Netanyahu sau noi nu-l mai luăm în considerare pe Netanyahu, pare o măsură rațională din punctul de vedere al Ankarei și se așteaptă cumva ca și celelalte state musulmane să ia această decizie, în sensul în care să pună presiune pe Netanyahu. Ar fi o schimbare totuși de poziție, pentru că una e să spui nu mai discut cu un guvern sau cu un prim-ministru, alta e să spui rup complet relațiile cu un stat. E o nuanță importantă. Siguranță, cu siguranță. Păi aici, în mod normal, nu statul Israel este de vină, ci pentru Erdoğan, conducătorii statului Israel, care în momentul de față conduc Israelul. Dar aici, din punctul meu de vedere, este și o ingerință în treburile interne ale lui Erdoğan, pentru că până la urmă, dacă vrei să respecti statul israelian, trebuie să-i respecti așa cum este. Nu poți să spui: respectăm statul israelian, dar schimbați-vă voi conducerea ca să îmi fie mie convenabil cu cine să stau de vorbă. Absolut. Interesant însă este faptul că, cel puțin pe surse, o astfel de dorință de schimbare se pare că ar sosi și din Statele Unite și din Uniunea Europeană. Greșesc? Este o întrebare foarte bună. În momentul de față, ce vedem la Netanyahu este că este un lider politic hotărât. Are prizonieri care sunt ținuți de Hamas. În conducerea sa s-a întâmplat cea mai mare nenorocire de la al doilea război mondial până astăzi, în sensul în care oamenii aceia au intrat și au omorât în jur de 1500 de evrei. Se simte responsabil, adică numai în locul lui Netanyahu să nu fie. Are și presiunea statului israelian de a-i recupera. Dacă ne raportăm la Israel, oricum ar muta,
nu va ieși bine. Bătălia mediatică a pierdut-o. Practic, palestinienii și arabii au învățat de la Statele Unite propaganda aceea de victimizare. Dincolo că sunt victime, dar sunt și multe exagerate. Vedeți acele filmulețe cu copii morți, cu tot felul de chestii care sensibilizează lumea, în special musulmană, care este aproape de 2 miliarde, ceea ce înseamnă că, vă dați seama, în comparație cu evreii din întreaga lume, să spunem, care sunt undeva în jur de 40 de milioane, poate, nu știu sigur, adică războiul mediatic este pierdut. Și atunci, statul Israel, dacă are ieșit în momentul de față din acest conflict, în primul rând, Hamasul va reporta, va declara că a câștigat. Dacă va lua o pauză lungă, se vor mai întări și mai mult, dar aici vreau să fac o paranteză pentru că eu nu mi-explic cum au atât de multe rachete și e o problemă și de securitate pentru că Israelul controlează granițele respective. Adică e și o problemă a Mossadului dacă ne raportăm de unde au atât de multe rachete sau cum le construiesc sau cum se întâmplă că într-o lună tot nu s-au terminat acele rachete. Poate cineva care este în subiect de al securității ne ar poate putea explica să ne explice, așa e. Cum se termină acele rachete. De partea cealaltă, dacă Israelul va continua, va deveni ca imagine un stat agresor care a omorât mii de oameni, a distrus mii de clădiri și au murit până în momentul de față peste 4.000 de copii. Deci această imagine și creșterea, nu mai zic în lumea islamică, dar s-ar putea și în zona europeană occidentală a antisemitismului să cunoască din nou creșteri substanțiale. Nu știu dacă am discutat mai de mult aici despre avionul acela care a venit în Dagestan. Oamenii aceia au fost lăsați sau, mă rog, s-au dus să-i omoare pe cei din avion. Adică aveam senzația că ne-am întors în anii 36, în secolul 19, pogromurile din Rusia. Da. Da, și practic era, nu știu, parcă aveam impresia că au câștigat Hitler războiul și practic era o chestie naturală. Deci probabil că este mai multă nevoie de istorie, de cunoașterea istoriei în conștiința societății pentru a putea cumva să discernem aceste lucruri. Ar trebui să ne întoarcem cumva la perioada de început a statului israelian, pentru că până la urmă din Biblie, dacă ne raportăm, este Isaac și Ismail, adică ei sunt vechi, sunt rude, evreii cu arabii. Sunt semiți amândoi. Da. Iar în acest conflict sunt și statele de pe lângă, cum este Turcia, care caută să joace o carte importantă, pentru că la Ankara, acum 100 de ani, Palestina era în teritoriul Imperiului Otoman. Tot Israelul era în teritoriul Imperiului Otoman, Siria, nu mai zic Irakul și așa mai departe. Deci pentru Erdogan încearcă și el să joace o carte importantă acolo. Bineînțeles că acele declarații, eu cred că el nu le crede sau dacă le crede, înseamnă că a devenit senil în sensul în care a zis că trebuie să ne întoarcem în nordul Africii, în zona Asiei și în Balcani până la Salonic și, de ce nu, și până în zona noastră, până la Marea Neagră. Deci, practic, se simte o nevoie acută de leadership și de valori care noi tot am vorbit de ele și le predăm la școală studenților, de ceea ce înseamnă umanitate, ceea ce înseamnă dialog, ceea ce înseamnă toleranță, ceea ce înseamnă o politică făcută pe principii, dacă vreți, defensive în cazul respectiv. Din păcate am ieșit din sfera aceasta, iar mi-e teamă ca ceea ce s-a întâmplat între Rusia și Ucraina să nu fie un joc de domino în care să vedem cum un rând pe rând încep să apară tot felul de conflicte. Pentru că aici vreau să mai fac o paranteză. De exemplu, Erdogan plânge foarte mult de mila palestinienilor și este foarte afectat, dar nu la fel de afectat a fost de ce s-a întâmplat în Nagorno-Karabakh și oamenii aceia au trebuit să plece din zona respectivă într-un exod cu mâinile în buzunar și fără nimic din ceea ce au agonizat timp de câteva generații. Sau, dacă nu greșesc, ceea ce s-a întâmplat și probabil se va mai întâmpla cu curzii și ei tot niște musulmani, nu? Ei musulmani sunt undeva în jur de 18 milioane în Turcia. Și ei poate ar avea dreptul să aibă un stat național al lor, dar oricum nu se va pune problema să-l aibă. Bine, Kurdistanul, așa cum îl știm, are și o mică parte din Iran și o mică parte din Siria și din Irak. Deci ar trebui ca toate aceste state, bineînțeles Statele Unite susțin înființarea Kurdistanului, dar este iar o altă direcție și sper să nu se ajungă și în zona aceea la conflict, pentru că asta ar mai trebui să mai avem parte. Cu cât oamenii, liderii, nu au consilieri care cumva să tempereze aceste lucruri și să-i țină cumva în frâu, istoria ne demonstrează că atunci când începe un conflict de genul acesta, practic toate frustrările sunt lăsate și ne confruntăm cu tot felul de conflicte, precum cel dintre Israel și Hamas.
O lume nebună, domnule Ionuț Cojocaru, motive în plus pentru a ne reîntâlni, pentru a discuta și pentru a transmite celor ce ne aud informații legate inclusiv și de istorie. Știm bine că de multe ori, fără să aducem o vină în televiziune, nu e timp când ajungeți să discutați toate aceste lucruri, așa că încercăm să compensăm aici la Postul Public o oarecare tihnă în care să putem transmite. Dublăm emisiunile și pe Facebook, așa că sperăm să aibă acces cât mai mulți la discursul ăsta. Și eu vă mulțumesc foarte mult la dumneavoastră, întotdeauna este loc de a vorbi. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Actualități.